Suportul vocii cu ajutorul aerului se referă la capacitatea de a utiliza fluxul de aer pentru a produce sunete și a-ți controla vocea în timp ce cânti sau vorbești în public. Acesta este un concept important în tehnica vocală. Prin menținerea unui flux constant de aer printre coardele vocale și controlând direcția și intensitatea acestui flux, poți obține un ton mai puternic, clar și controlat, iar tu vei rămâne într-o formă vocală sănătoasă. De aceea, este necesar să te antrenezi pentru a crea o rezistență prin plexul solar, coaste și mușchii lombari. Până să trecem la practică, aș dori să mai răspunzi la câteva dintre întrebările de mai jos și să notezi răspunsurile în caietul tău de lucru. Cum stai cu susținerea? Simți că te poți baza pe cantitatea de aer pe care o inhalezi, astfel încât vocea ta să vibreze liber? Știi unde este și cum să folosești diafragma? Simți că ai o voce prea aerată, lipsită de rezonanță sau, din contră, simți arsuri, tensiune în timp ce vorbești și ai un timbru rigid, metalic? Asta înseamnă că nu închizi corect coardele vocale. Răspunde la aceste întrebări în caietul de lucru, iar apoi notează și conștientizările pe care le ai pe parcursul următoarelor exerciții. Cu timpul, cu cât avansezi în practică, te rog să revii asupra tuturor întrebărilor din curs și să vezi ce dacă s-au schimbat răspunsurile tale. Exercițiul 1. Te rog, fă rost de un balon și un pai de suc. Umflă balonul și fii atent la ce se întâmplă în corpul tău, mai ales în zona din jurul buricului și a gâtului. Suflă aer prin pai și fii atent la fel la zonele pe care le-am menționat mai sus. Notează în caietul de lucru. Ar trebui să simți cum, pe măsură ce expiri aerul în timpul celor două exerciții, buricul se trage spre interior, spre coloana vertebrală, iar plexul solar iese puțin în afară, la fel și coastele, atât în spate cât și în lateral, iar pieptul se umflă puțin ca la porumbei. Acesta este suportul corect și sănătos pentru vorbit și cântat. Aceeași senzație o poți căpăta prin unirea palmelor în dreptul sternului. Degetele de la mâna dreaptă trag în sens contrar degetelor de la mâna stângă. Iată cum. Se creează aceeași conexiune și dinamică între plexul solar, coaste și mușchii lombari. Asta face ca presiunea aerului să fie controlată, constantă, iar aparatul vocal să aibă libertatea de a vibra într-un mod sănătos. Deci, încă o dată, unim palmele, nu strânge gâtul și nu îți ține respirația. Inspiră și expiră normal. Dar ce este dozajul aerului și la ce se referă? Atunci când vorbim sau cântăm, sunetele sunt produse prin vibrația coardelor vocale în laringe. Pentru a produce sunete clare și distincte, trebuie să controlăm fluxul de aer ce trece prin ele. Dacă fluxul este prea puternic, sunetul poate fi aspru, metalic, iar dacă fluxul este prea slab, sunetul poate fi aerat, slab sau se poate sparge. De aceea este necesar un antrenament prin care să putem controla fluxul de aer și să ne dezvoltăm inteligența motrică de a doza aerul cu minim de efort, atât cât este necesar și cu viteza necesară. Aceste exerciții se numesc exerciții de dozaj și le vom face împreună. Iată cum. Siflanta S. În vederea susținerii coloanei de aer cât mai mult timp, fără ca sunetul să vibreze și într-un ritm constant, punem mâna pe diafragmă, între torace și abdomen, inspirăm lung pe nas, conștientizând cu ajutorul mâinii dilatarea acestuia, după care, pe siflanta S, eliminăm aerul în cantități mici și într-un ritm regulat. Exercițiul de dozaj numărul 2. Stând pe jos sau în picioare, inspirăm complet pe nas, lin și fără zgomot. Apoi ne ținem respirația o secundă, timp în care ne pregătim să începem a rosti clar și cu voce tare cifrele următoare. Am observat că dacă în timp ce execut cu degetul un cerc în aer, pe fiecare număr, aerul iese și mai controlat și nu riscăm să facem apnee. 1, 2. Unu, doi, trei, patru. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Foarte important ca emisia să fie egală, lină și fără întreruperi. De asemenea, să ne dozăm aerul astfel încât cantitatea de aer inspirat să fie consumată în expirație strict după modelul prezentat. La fel de importante sunt și exercițiile de retenție ce ajută la un bun control al aerului, la corectarea vorbirii precipitate și reduc șansele de blocare a vocii. Vom efectua următoarele exerciții pe numărătoare, atât pe inspir cât și pe expir, iar între ele vom avea o secundă de retenție, adică stabilizăm aerul fără să-l blocăm, ci pur și simplu facem o mică pauză fără să expirăm aerul și fără să-l blocăm, după cum am spus. Exact ca atunci când mirosim un parfum și vrem să-i detectăm mai limpede aromele. Asta ajută la stabilizarea aerului și previne precipitarea. Retenție. 1, 2. Retenție. Retenție. Haideți să mai avem o conștientizare. Încearcă să citești cu voce tare dintr-o carte și observă ce faci cu capul și cu gâtul. Le lași libere sau le tragi în jos? Simți tensiune pe maxilar? Acum gândește-te să ridici capul cât mai sus și să îl depărtezi de corp, lăsând corpul să urmeze acea direcție în timp ce vorbești, ca un balon care se ridică. În timp ce vorbești, lasă energia să meargă ascendent, ca și cum ar fi aspirată de un aspirator gigantic.